Vreau să te declar vinovată de uciderea lui Octavian Cozac. Cum? Ați-a răghici! Nu te opune, arăstări să nu va fi bine! Ai auzit? Adevărul, Tudor. De ce neci ceea ce e evident? Nu se cred niciodată tu capului că Narcisa l-a omorât pe Octavian Cozac. Dar și-a recunoscut vina. Ce vrei mai mult decât atât? Cozac a fost omorât cu bestialitate. Narcisa nu putea să facă asta. Are un suflet bun, o cunosc. Nu te mai înțeleg, Tudor. Nu te mai înțeleg. Ce nu mai înțelegi, Angela? Ce nu mai înțelegi? Dar de ce nu poți să fii rațional, măcar pentru o secundă? Narcisa s-a autodenunțat și-a recunoscut vina. De ce crezi că a făcut-o? Ar trebui să fie nebună să-și pună în cârcă o crimă pe care n-a comis-o, nu crezi? Femeia asta pe care o așteptăm, cred că ți-a cam tras clapul. Bine, bine, bine. Întârzie puțin, dar bine, știi cum sunt fetele. Le place să fie așteptat. Eu știu cum sunt fetele, dar... am ședință de fizioterapie. Mai stai 5 minute, te rog. Trebuie să plec. Te rog. 5 minute. Manuela, tu ești? Opriți, opriți, vă rog. Manuela! Manuela! Nu! Manuela! Nu, e o confuzie, eu nu sunt. Lasă prostiile! Ești cea mai bună prietena mea, cum să te confund? Te înșel, te înșel. Manu! Doamne, mi-am făcut atâtea griji. Am crezut că ai pățit ceva, ești bine? Eu am... Mi-ai dat un singur mesaj și apoi nimic. Numai atât merit eu. Tu știi când am dormit noaptea din cauza ta? Ce cu peruca asta? Ce cu hainele astea pe tine? Doamna, nu e nici locul, nici momentul potrivit pentru o discuție. De ce? Mă grăbesc foarte tare, trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Stai puțin, nu poți să stai cu mine că trebuie să te întâlnești cu nu știu cine? Doamna, o să-ți povestesc totul altă dată. Îți promit. Asta era. Te vezi iar cu dobitocul ăla. Cu cine? Cum cu cine? Cu Emil. Nu, Doamna, nu mă văd cu Emil. Doamne, ce-i mintea ta? Cum poți să te lași prostită în halul ăsta? Dragă, după câte ți-a făcut, îi mai dai o șansă, Manuela, trezește-te, te rog. Cu Emil mă întâlnesc. O să te sun și o să-ți povestesc totul, crede-mă. Îți promit. Mă minți. Nu te mint. Te cunosc foarte bine, nu o să mă suni. O să te sun, îți promit. Manuela. Îmi vine să mă strâng de gât ca pițigoie, de așa. Exaltată. Cui s-o fi aruncat că eu am fost toată viața muiere cu picerli pe pământ? Cum să-ți spui că ea l-a omorât pe Octavian ăla, l-a luat la Scaraoschi în furci să-l ia pe lumea elaltă, Doamne? Gata, Vonica, nu te mai enerva. Mie nu-mi dă mâna să mă enervez. Pardon de impresie, domn Tudor, dinaintea lui dumneavoastră. Dar nu-mi dă prin cap. Ce-o fi fost în capul ei? Nu știu. Nici eu nu știu. Pare rău că nu mi-am dat seama că se întâmplă ceva cu ea. De ce mi-o?
Păi astăzi când am văzut-o la prânz, m-a strâns așa în brațe, de parcă-și lua adio de la mine. Nărăvașă și năucă de când umbla pe sub masă. Numai eu știu ce-am pătimit cu ea. Că nu vrea să asculte pe nimeni. Făcea totdeauna numai după ce-i trăznea ei în capul ăla secu. Mă gândeam că dacă o să crească, s-o mai găsi careva să-i puie căpăstru, s-o mai domolească. Așa. Ai găsit. Vai și amar de bătrânețele mele. Bătrânețele mele amărâte. Of, mamaie, numai la bătrânețele lumatale te gândești. Poate că ar fi bine să te mai gândești și la Narcisa, că numai ea săraca știe cât îi e de greu. S-a întâmplat ceva cu Narcisa? Am fundat răpușcăria cu ea, maică. Asta s-a întâmplat, ca cu ultima infractoare. Gata, bunică. Narcisa la închisoare? Dar de ce? Ce a făcut? O să vă, nu știu, liniștește, te rog, Ilea. Ai la maica mare. Mă duc eu să deschid. Tata, te-am pus o întrebare. De ce a fost închisă Narcisa? Păcate amărâte, maică. Ștefan! Domnul Cristian! Oh. Îngeraș, ce bine că ai venit acasă. Știi ce dur ne-a fost de tine? Domnul Tudor! Domnul Tudor! Ștefan! Să știi că am avut o discuție cu Ștefan. De la bărbat la bărbat. Și l-am convins că este mai bine să rămână aici, lângă voi. Te simți bine? Da. Am mers acasă la Cristian. Nu la vreun război. Da. Acasă la mine, Tudor. Nu la vreun război. O să-mi mulțumești altă dată. Păi acestea fiind zise, eu m-am retras. Pa, Cris! E minunat. E pur și simplu minunat. Asta înseamnă că ți se potrivește pentru că și tu ești minunat. Mulțumesc, dar nu pot să-l accept. De ce nu? E prea mult. Un cadou din suflet, nu pot să-l refuz. Nu te obligă cu nimic dacă accepti inelul, nu asta e intenția mea. Te rog. Te rog, nu mă refuz, dar gândește-te cum aș simți dacă aș pleca cu el în buzunar ca un prost. Te rog. Astăzi ar fi trebuit să-l cunoști pe băiatul meu, dar a intervenit ceva și a trebuit să plece. Oricum, mai devreme sau mai târziu, tot o să vă cunoașteți. Mi-ai dăruit un inel? Vrei să-ți cunosc fiul? Ce înseamnă tot asta? Nu prea îmi place să pierd timpul, baby. Mie când îmi place o femeie, nu stau pe gânduri. Aș vrea să părăsești cabaretul ăla. Și să începem împreună o viață nouă. Dar, știu, sună cam rapid, dar sunt un om în vârstă și nu prea am timp să iau pe ocolite. Care-i răspuns? Vrei ceva de băut? O cafea, un ceai? Nu, mulțumesc. Ești sigură? N-ai băut nimic de când ai venit aici, nici măcar o pahar cu apă. N-am nevoie de nimic. Cum ai făcut-o, Narcisa? Ți-am spus, l-am omorât și gata. Da, da, asta știu că l-ai omorât. Dar eu te-am întrebat cum l-ai omorât. Nu mai aduc aminte. Ai omorât un om și nu-ți mai aduci aminte cum? S-a întâmplat de mult. Îți amintești tot ce ai făcut acum câteva luni? Da, dacă aș fi omorât un om, aș fi amintit. Mai ales dacă aș fi făcut-o cu atâta sălbăticie. Asta e un lucru pe care nu poți să-l uiți toată viața, nu?
L-am lovit până n-am mai putut. Pentru că... îmi trecuse măsura. Asta e toată povestea. Nu mai am ce să mai spun. Așa că hai, trimite-mă unde mi-e locul. Mă uimești. Văd că ești nerăbdătoare să ajungi din nou după gratii. Sunt nerăbdătoare să se termine tot odată. Știi că nu o să ieși din închisoare niciodată, nu? Da. Eu sunt foarte bucuroasă când un infractor e pedepsit. Dar de tine mi-e milă. E păcat de viața ta, Narcisa. Aveai totul. Tinerețe, frumusețe. Un bărbat care te iubește, care te respectă, care are încredere în tine. Mă rog, asta e tot deocamdată. O să fii dus în celulă. Domnișorule, domnișorule, să nu mai pleci de acasă. Știi ce s-a supărat taică tu pentru asta? Nu mai spune domnișorule. De ce? Pentru că nu-mi place. Nu-ți place. Eu, uite, stai câteva zile la Cristian și gata, te-ai schimbat? Nu m-a schimbat. Ba da, te-ai schimbat. Păi ce, tu erai așa mofturos, morocănos? Miora, tata mi-a spus că nu coboară la cină. De ce? Nu știu, era cam supărat. De ce e supărat? Am întors acasă. Martin să fie bucuros. Ba da, când ai plecat tu de acasă s-a supărat tare. Dar acum e altceva. Ce? Narcisa nu mai e acasă. N-ai aflat, Ștefan? A venit poliția să o ia. O să o bage la închisoare. Închisoare? De ce? Nu știu. N-au vrut să-mi spună nimic. Hai, hai, că astea nu sunt povești pentru voi. Voi mai bine să aveți grijă de tati, da? Care mare nevoie de voi, da? Mănâncă-și tu, vrei? Deranjăm, tată? Putem să intrăm? Intrați. Mai fi așa supărat. O să vezi că o să fie bine. O să-i dea drumul Narcisei. Da, mereu se termină cu bine. La fel se va întâmpla și de data asta. Crede-mă. Sper. Să nu mă lăsați singur. Nu o să te lăsăm singur niciodată. Iartă-mă, Tudor. Am făcut-o pentru tine. Doar pentru tine. Te roagă taică tu să cobori și tu două secunde, spui bună ziua și te întorci. Doar nu ți-a zis să mergi pe jos până în China, hai! Am spus că nu vreau să o cobor și gata. I-am spus tatei că dacă o aduce din nou pe nebuna asta în casă, eu plec. Hai mă, dar nu poți să te comporți așa, ești fat. Nu mai spuneți voi cum să mă compor, Mioara. Nu vreau să cobor și gata. Prefer să stau cu lunile închise în cameră decât să o văd nebuna aia la față. Și poți să-i spui asta și tatei. Dumnezeule, Doamne, Doamne.
Îți mulțumesc că mă lași să locuiesc aici. Cel puțin până o să fiu în stare să mă duc la mine acasă. Ești mătușa copiilor mei, cum puteam să nu te ajut? Da, mi-e dor de copii. Ce fac? Abia aștept să-i văd. Sunt pe sus. Anastasie cu sarcina, așa cum știi. Da, Mioara. Da. Da, copiii nu coboară? Anastasia nu se simte prea bine. A, nu? De ce poți să racă de? Nu, nu e grav. E bebelușul care dă din piciorușe. Lasă, nu deranja, da. Ileana? Ștefan? Ștefan își face lecțiile și Ileana e la computer. Sau invers. Poate mai târziu o să coboare. Nu se bucură că am venit. Nepoții mei nu vor să mă vadă. Dar le dau dreptate. Am fost rea cu ei. Cum trebuie să le recâștig încrederea. Dar nu sunt eu perfect. Sunt singura lor mătușă, nu? Da, Eliza, o să vezi că totul o să fie bine până la urmă. Da. Vreți să vă duc geanta în cameră? Da, Mioara, mulțumesc. Ești drăguță. Sper că nu e o bombă aici. Tratamentul de la clinică a făcut minune, arăți foarte bine. Da, da? Mm-hmm. Da, cred că arăt mai bine. Da. Dar tu, cum te simți? Am 3 copii. Trebuie să fiu tare pentru ei, așa. Cum e viața fără Narcisa? Încerc să mă obișnuiesc. Am fost să o văd la închisoare de câteva ori, dar n-am vrut să vorbească cu mine, așa că... Da, să știi. Știu ce vrei să-mi spui, nu? Nu știi ce vreau să spun. Și eu cred că Narcisa e nevinovată. Am auzit pe Cristian amenințându-l pe tata la telefon și am toate motivele să cred că el e ucigașul. Dar nu înțeleg pe Narcisa. De ce a recunoscut crima? De ce a mințit? Poate că n-am mințit. M-a întrebat cât timp pot să susții o minciună. Poate că Narcisa nu ne-a spus adevărul de la început. Nu știu, nu mai știu nimic. Stai liniștită, Cati. Hai, nu trebuie să te mai prefaci, știu că ascultai la uși. Ce să vorbești? Toată mai se schimbă mai puțin tu. Uite ce e, Emil. Recunosc, ascult pe la uși, știu că e un defect, încerc să mă abțin dacă deodată nu reușesc. Uite acum, de exemplu, domnul Cristian vorbea cu o prietenă a Manuelei. Da, da, vorbeau despre ea. De-aia asta. Așa? Spune. Și? Da. Și? Acum te interesează, nu? Hai, lasă-mi, zi. Da, ce să spun. Ce dracu face Emil? Nu vezi? Am oprit liftul. Ia dai tu drumul, că s-ar putea să încep să țip. Ia nu te mai flata tu, că ți-am spus, nu vreau să te violez, da? Vreau să-mi spui ce face Manuela. Și crezi că o să-ți spun ție? Ce se întâmplă, Emil? Ai uitat că nu te plac, de fapt că nu te-am plăcut niciodată? Dana, Manuela a dispărut din cabaret acum câteva luni. Nu mai știe nimeni de ea. Chiar mă interesează, vreau să știu ce e cu ea. E bine? Îmi pare rău, dar nu pot să-ți spun nimic. Te rog. Chiar vrei să știi? Da. Manuela o duce excelent. De fapt, trece prin cea mai bună perioadă din viața ei. Ce credeai, Emil? Că o să regrete toată viața un nenorocit ca tine care a părăsit-o la starea civilă?
Nu mai vorbi, fiindcă nu știi. Vai, dar cum să nu știu? Păi eram chiar acolo. Am văzut toată scena. Uite, astăzi sunt drăguță și o să-ți dau un sfat. Uită-o pe Manuela. Pentru că ea te-a uitat pe tine. Nu mai ești nici măcar o amintire urâtă din viața ei. La ce etaj mergi? Gata. M-a dormit, regina mea? A făcut somnul de frumusețe? Tu ce crezi? Cred că da, pentru că arăți splendid ca întotdeauna. Și... Pe prințesa ta nu întrebi? Pară în alteță, cum ați dormit? Hmm? Patul n-a fost prea mic pentru dumneavoastră? Hai, ce citești? Ce se mai întâmplă prin București? Îmi place să știu ce nou pe acasă. Ce dor de acasă? Puțin. Dar nu mă plâng. Mă bucur de fiecare loc în care mergem. Da, dar nimic nu se compară cu acasă, nu? Uite, ca totul să fie perfect pentru regina mea, ce-ar fi să ne întoarcem la București și să ne căsătorim? Ce amuzant! Ce râzi? Nu glumesc deloc. Vorbesc foarte serios. Cum să ne căsătorim? Dacă ai nevoie, îngerunchiesc și-ți cer mâna. Nu. Nu trebuie. Ce nu trebuie? Să ne căsătorim sau să îngenunchiesc? Nici una, nici alta. De ce? Ai stat 4 luni cu mine și deja ai început să te plictisești. Nu. Nu despre asta e vorba. Mă simt foarte bine cu tine. Sunt fericită. Atunci ce mai așteptăm? Ia mâna de pe lucrurile alea. Cine ți-a dat voie să le atingi? Oh, scuză-mă, n-am vrut să deranjez. Oricum să știi că nu să te mai enervezi mult cu prezența mea. O să plec curând din casa asta. Cred că așa e mai bine pentru toată lumea. Ai dreptate, Anastasia, să fii supărată pe mine. Nu cred că e prea ușor să uiți că din cauza mea ai căzut pe scări. Nu e ușor și nici nu vreau. Te gândești ce se întâmpla dacă mă luveam mai tare și pierdeam copilul? Da, m-am gândit. Și te rog să mă ierți. Ah, bine. Mă bucur că bebelușul e sănătos, că sarcina decurge normal. Mă bucur. Tu sigur te-ai vindecat? Anastasia, dar eu nu sunt nebună. Am avut o criză nervoasă atâta tot. Bine, sunt sub tratament acum. Dar să știi că mă simt din ce în ce mai bine. Mătușa, dacă m-ai mințit, e foarte greu să te mai cred. Dar nu trebuie să mă crezi pe mine. Crede pe medici. Ei mi-au dat foaia de ieșire din spital. Sper să fie așa. Nu vreau să mai trec o dată prin ce am trecut. Ce drăguți sunt ăștia. Da. Nu-mi caut o scuză, Anastasia, dar tu știi ce viață am avut, ce calvar am trăit în perioada aia. Uite ce e. Nici viața mea n-a fost prefericită. Și nici nu e. Sunt gravidă, am 16 ani, Andrei e plecat în Argentina și are altă iubită. Dar niciodată nu m-am gândit să iau un pistol să ameninzi lumea. A, știu la ce te referi. Nu vreau să vorbesc despre Cristian, e un om foarte rău. Măcar aici suntem de acord. Mătușă, dacă vrei să stai în casa asta, poți să stai cât vrei. Dar trebuie să ții cont de 2-3 chestiuni. În primul rând, nu mi-atingi lucrurile fără să-mi cer voie. În al doilea rând, dacă vrei să intri la mine în cameră, întâi bați la ușă. Și dacă vrei să vorbim, vorbim la bucătărie. Bine, Anastasia. Așa o să fac. Ai ales numele copilului? Nu. Încă nu. V-am adus dosarul în cazul Anghel. La tine? Stucesc unde?
Intră. Intră puțin. Ia sticla aia de whisky și două pahare. Vreau să beau ceva cu tine. Îmi pare rău, nu beau în timpul serviciului. Mă, ia două pahare, cine ai bea? Nu, chiar nu beau. Mă, Emil, am trecut peste faptul că te-ai culcat cu nevastă mea. Acum o să te dau afară pentru pahar de whisky. Ia-ți un pahar. Ai dreptate. Vreau să beau ceva cu tine, întrucât am descoperit că suntem amândoi doi ratați. Nu sunt de acord. Bine. Demonstrez. Amândoi am iubit o blondă și amândoi am pierdut-o. Între tine și Manuela nu a fost iubire. Da? Dar între tine și Manuela ce a fost? Iubire. Nu. Pentru că dacă ai fi iubit-o, ai fi riscat totul pentru ea. Ce vrei să fac? Tu ai fost un laș. Eu nu te judec. Nici eu n-am riscat totul pentru Carolina. Dacă o făceam, nu se ajungea până aici. E, asta este. Să bem pentru fericirea Manuelei, care e acum în delir cu un alt bărbat. Poftim. Nu știi? Dana Coțofana mai trece pe aici și îmi povestește peripețiile ei. Se pare că a întâlnit un individ care o copleșește cu atenții spirituale, fizice și îi dă tot de tandrețuri de care are nevoie și pe care noi doi nu am fost capabili să regenerăm. Să bem. Am pierdut-o, Emil. Asta e. Să bem. Hai, mă rog. Adio, Manuela. Mamaie, nu pleca. Te rog să mai rămâi. Nu poți, fata mea. Am și eu cășcioara mea la mine la țară. Am și eu găinușile mele. Și acum, dacă nu mai e Narcisa acelea, eu ce rost mai am? Nu ne părăsi, mamaie. Noi ne-au niciodată o bunică. Ei, gata cu smârcăiala. Când a zis o vorbă-i vorbă. Îmi văd de drum. Ce faci, mamaie? Iar îți faci bagajul? Dar ce-ți pasă ție? Eu ar spune să nu plece. Nici nu mă gândesc. În fiecare săptămână își face bagajul și în ultima secundă se răzgândește. Te pomenești că ți-o părea rău după mine. Hai, Matea, nu știu, chiar așa, îți faci bagajul, dar la sufletul copiilor ăsora nu te gândești chiar așa? Ioara, convinge-o. Lasă că nu las eu să... Hai. Mergeți la bucătărie, că am pregătit ceva bun pentru voi. Hai, vorbesc cu voi. Tu nu încerca să mă întorci din drum, că nici nu mă gândesc. Tu n-ai văzut cum se uită domn Tudor la mine dușmănește? Ce vrei? Tu n-ai băgat de seamă? Cum de se uită domn Tudor dușmănește la Mata? Chiar așa? Ce exagerezi acum? Domn Tudor ar vrea să rămâi aici. Chiar ia, lasă bagajul ăla și nu te mai umfla așa în pene. Hai. Aoleu, că bine zici. Că bine zici că de umflătură, că iete mi s-au umflat răpicerile. Păi iete da. S-a făcut răbutuc. Dar le-aș mai da cu niște cremă de aia de aruncat-o cu anazurlii, abia începută la coș. Păi dacă a aruncat-o, de unde s-o luăm? Păi iete acelea de sub bagaje, ia vezi. Vezi că e la fund, sub haine. Da. Și acum, dacă tot umbli acolo, dă-o, lasă că mă dau eu. Pune și tu hainele astea în dulap, ca să-ți faci pomana întreagă. Doamne, cu ce am greșit? Cu ce am greșit? Mi-am pus eu boi în jug cu cine nu trebuie. Ia-le și du-le. Da. Așa. Cu cine m-am înhăitat eu? M-au mințit. Am crezut că e avocatul din oficiu. Dacă știam că ești tu, nu veneam. Eu te-am apărat înainte, probabil n-am să te apăt și în continuare. Vreau să fie foarte clar. Nu vreau să repet. Nu mă interesează nimic ce are legătură cu tine sau cu viața ta. Nu m-ai jucat atât. Tu nu ești așa. Eu știu că tu nu ești așa. Ba da, așa sunt eu. Asta e adevărata Narcisa. Nu crezi că după 4 luni ar trebui să-mi spui adevărul? Ți-am spus adevărul. Mi-am omorât pe Octavian și mi-a plăcut. Am dat în el până n-am mai suflat.
Apoi am venit la voi și am spus că sunt nevinovată. Te iubesc. Eu nu te iubesc. Nu te-am iubit niciodată. Așa că uită-mă. Vrei să te uit. Vrei să te uit pentru totdeauna. Da. Nu pot să te uit. Dar am să fac mai mult de atât. Am să te urăsc. Am să te urăsc pentru că m-ai făcut să cred o perioadă de timp că fericirea nu este doar un cuvânt, ci o realitate. Am să te urăsc pentru că ți-ai bătut joc de toate visurile noastre. O să te șterg definitiv din inima mea. Nu, nu, nu. Vreau să vă spun că acum am o problemă cu bunica Narcisei. Ce s-a mai întâmplat de data asta? Se simte stingheră de când a plecat Narcisa și vrea să se întoarcă acasă, în sat, la ea. Și vrei să o conving eu să nu pleci? Da, ar fi bine să vorbiți dumneavoastră cu ea, că eu m-am săturat, i-am tot desfăcut bagajul, da? Bine, bine. Dar aș vrea să fac asta mâine, te rog frumos. Astăzi sunt super obosit. Da. Ar mai fi ceva? Da, zi. Știți ceva de la Narcisa? Nu. Nu vreau să vorbesc despre asta, Ioara, te rog. Alo. Bună, Tudor. Bună, Angela, ce faci? Am aflat că ai fost astăzi la vorbitor? Da. Am vrut să vorbesc cu Narcisa, nu? Și te-a refuzat sau de data asta ai reușit să vorbești cu ea? Am reușit să avem o discuție. Altceva? După tonul vocii tale, mi se pare că lucrurile nu stau așa cum te-ai așteptat. Angela nu face pe psihologa cu mine. Te rog, sunt foarte obosit, nu vreau decât să mă odihnesc. Da, înțeleg, da. Tu știi că eu de fiecare dată când nu te-ai simțit bine am fost cea care te-am adus pe linia de plutire. Da, madam. Și îți mulțumesc. Dar acum... Lasă-mă să-ți vorbesc. Angela, sunt cel mai prost interlocutor pe care poți să-l ai în noaptea asta. Înțeleg că ești supărat, dar... După un vin de calitate și o mâncare bună, poate privim lucrurile altfel, nu? Ce zici? Trec să te iau de acasă? Nu cred că este o idee bună. Până la urmă, de ce nu? Da. La 10 e bine? La 10 e perfect. Arăți mult mai bine. Ți-ai revenit, mă bucur. Mulțumesc. Dar de unde ai aflat că m-am externat? Am un prieten care lucrează la clinică. E și el psiholog. L-am întrebat de Eliza Manov și așa am aflat. Mulțumesc că te-ai interesat de situația mea. Da, de situația ta și a bunurilor tale. Ăsta e tabloul pe care ți l-a trimis Octavian atunci. Ți-l înapoiți. Deci ăsta e tabloul despre care credeai că ascunde nu știu ce secret. Da, am fost cu el la restaurator. L-am întors pe toate părțile. E doar ceea ce se vede. Atât. Chipul meu mai tânăr și mai frumos. De ce spui asta? Chiar așa arăți tu. Crezi? Da. Oricum, te rog, dacă vrei să-l păstrezi. Nu pot să-l păstrezi. Octavian l-a pictat gândindu-se la tine. Tu trebuie să-l păstrezi. Și oricum, e unul dintre puținele lucruri pe care le ai de la el. Așa o să te simți mai aproape de Octavian. Tocmai asta mă neliniștește. Sigur nu-l vrei tu. Nu-l vreau. Eliza,
Nu trebuie să-ți fie frică de sentimentele tale. Tu trebuie să-l păstrezi. Ești unicul și adevăratul destinatar. Mi-e dor de ea. Mânca ori maica mare să o mănânce. M-aș duce și eu să o văz. Dar eu știu. Dar cine te oprește să te duci? Păi, nu poți să o văz pe Floricica mea după zăbrele. Tu de ce nu te duci? Eu? Când să mă duc eu? Nu vezi câtă treabă am? Când era Narcisa aici, mă mai ajuta și la trebușoare, dar acum singură. Ai văzut ce greu e fără ea? Ei, de-aia vreau eu să plec. Hai, mama, hai, termină și mata acum cu problemele tale. Am alte griji. Mă gândesc cum o fi cu Narcisa acolo. O avea oare cineva grijă de sănătatea ei? Aoleu. O să fie o mâncare de nota 10. Ai? Mai e mult până-i gata cina? Puțin tel. V-ați apucat de picta? Vai, ce frumos tablou! Vai. I-a dat doctorii acolo să mai măzgălească, așa și ea. Ca să vă mai răcoriți la creierii din cap. Vă rog frumos, nu mă tratați ca pe nebună, că sunt sănătoasă acum. Și nu m-am apucat de măzgălit pentru că detest asta. Poate să încercați cu vreun fular, cu vreun plovăr, că dacă nu vi se îndemână, dintre care vă învăț cum să învârtiți cârligele. Că știu. Ioana, te rog, agață tabloul ăsta pe perete. Da. Dar vezi să nu fie într-un loc foarte vizibil. Da, numai puțin să termin aici cu treaba și mă ocup. Da, bine, foarte bine. Ce m-am încurcat eu cu nebuna asta. Auzi, s-o atârn pe perete. Păi nu mi-e de ajuns că o văd umblând ca vrăjitoare pe aici? S-o mai văd și atârnată. Extraordinar. O vezi așa liniștită, dar parcă văd că-i sare țandăra. Măi, jirosnează! Măi! Măi! Ștefan a fost de vină! Taci! Bă, amândoi ați fost de vină, aia e. Ia uite, ce-ați făcut? Ce mi-ați făcut, Doamne Dumnezeule? Ce mă fac eu acum cu nebuna? Nu de treabă pentru Mițica, vezi de treabă, ștergi acolo cu o cârpă. Să nu se strice. Am dat răd de dracu cu asta, vezi să nu-i faci mustăți. Hai, de lasă, nu mai ștergi. Doamne du-te, Dumnezeule, du-te și pune afară, mi-a găsit belea cu nebuna. Mă duc să ventilez un pic. Râta, dracu. Nu crezi mai mult că n-am ce face acasă. Ești tânăr, Emil. Sună-ți niște prieteni, ieși în oraș și distrează-te. Da, o să văd. Până atunci, du-te tu acasă. În ultimul timp, oricum, lucrez cam dublu. Ești și psiholog, ești și secretar. Știi cum dorm? Ca un înger. Pe mâine. Pe mâine. Alo? Da. Ce faci? Bine, foarte bine. Tu? Ca întotdeauna. Uite de ce te-am sunat. Este vreo câteva zile, mă întorc chiar în București. Mă mir că de data asta m-ai anunțat. M-ai obișnuit să pleci, să vii, fără nicio explicație. Bă, te rog, nu începe iar cu reproșurile, da? Ce numeri? Ai reapărut acum 4 luni și după câteva zile ai dispărut iar. Fără scene, parcă ai fi o nevastă cicălitoare, mai maturizează-te și tu. Fiu. Vorbește liniștit. Ajută-mă. Da. Un moment. Alo, mai ești la telefon? Da, cum spuneam, vreau să mă întorc în București pentru că vreau să mă căsătoresc acasă. Bineînțeles că tu ești invitat la nuntă. Să te căsătorești? Din nou? Da, fiule. Am găsit femeia cu care vreau să-mi petrec restul vieții. Incredibil. Ești incredibil. Știu că totul a fost prea rapid, știu că nu e normal să-ți prezint nevasta în ziua anunții, dar ce a fost normal în relația noastră? Spune-i că-l să... Viitoarea mea soție îți trimite un pupic. Wow, și eu cum să-mi doream? Bine, să mă înveți pe mine, că n-am înțeles nimic. Am încercat să mă joc, dar sunt prea multe butoane. Mă duc să-i le arăt Ilene, mă aștepți? Te aștept. Ce cauți aici?
Am venit să-l văd pe Ștefan, Tudor, îmi dă voie. Cum ai tupeu să vin în casa asta după cât ai făcut? Nu e tupeu, e dragoste. Îmi iubesc copilul și o să vezi cum e mai acolo. Anastasia, du-te la bucătărie, adu-mi pahar cu apă, trebuie să-mi iau medicamentele. Mai bine la bucătărie decât să stau lângă ticălosul ăsta. Eliza, ce faci? Dacă nu-mi iau medicamentele la oră fixă, se poate întâmpla o tragedie. Ce mă bucur că ți-au dat drumul din ospiciu. Nu te bucur deloc, Cristian. Nu fii ipocrit. Și cum ai putea? Eu știu că tu ești criminalul, chiar dacă Narcisa și-a recunoscut vina. Nu sunt Eliza, e o fixație pentru mine, zău. De ce? Ce ai cu mine? Narcisa avea toate motivele, a luat bani de la bătrânul ăla. Și în plus, uite-te la mine. Nu mi-aș murdări mânuțele astea cu sânge. Ai o interpretare demnă de un Oscar, Cristian, trebuie să recunosc. Bine, păi... Anastasia, spune tu lui Ștefan, spune-i. Ce mizerabil! Vă simțiți bine, domn? Da, Mioara, mă simt bine. De ce? Sigur vă simțiți bine? Da, mă simt foarte bine. Doamne, am nebunit cu toți în casa asta. Mioara, tu îți dai seama ce ai făcut? Vă rog să mă iertați, dar n-am făcut-o cu intenție. Dacă trebuie să plătesc, o să plătesc. Și dacă e prea mult așa, o să plătesc în rate. Dar vă rog să nu fie prea mari, că vreau să pun și eu niște bani deoparte, să-mi iau și eu cu Anton un teren să facem... Poți să taci o secundă? Vă rog să mă credeți, n-a fost cu intenție, dar copiii au venit așa și au... Da-și dracului odată din gură, Mioara! Isa! Ce înseamnă asta? Se poate, doamnă, să mă iertați? Isa! Mă bucur că ești mai vesel. Când am vorbit la telefon, aveai o voce. Tu l-ai speriat pe oricine. E mai bine. Aveam nevoie să ies. Trebuia să scap de toate problemele pe care le-am acumulat la birou. Și de Narcisa? Da, mă rog. Și de Narcisa, de acord. Tudor, au trecut deja 4 luni. În curând se va pronunța și sentința. Nu crezi că e cazul să mergi mai departe, să-ți faci un viitor? Știi și tu ce o așteaptă pe Narcisa. Angela, în ceea ce privește relațiile, am luat o hotărâre. Nu vreau să mai fac planuri pentru viitor. Îmi trăiesc momentul, îmi trăiesc clipa. Nu mă interesează ce va fi mâine. Tudor, eu sunt îndrăgostită de tine, la fel cum eram în prima zi în care te-am văzut. Și știu că pot fi viitorul tău. Dă-mi o șansă. Dă-mi o șansă, Tudor, și te voi face cel mai fericit bărbat din lume. În sală, judecătorul care prezidează ședința de astăzi, domnul Moldoveanu Ion. Și ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Mi-a zis că... Mi-a zis că nu... Și e un când de luptă, e sau că
în junglă. Aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă fugi în pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici e spita, umblă coală. Să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Thank you.